Astăzi a avut loc inaugurarea traseului tematic intitulat Via Transilvanica în județul Mehedinți. Evenimentul a început în portul Drobeta, unde a fost montată o bornă de andezit. La manifestare a participat și o delegație din partea centrului eparhial al Episcopiei Severinului și Strehaiei. Proiectul Via Transilvanica a fost inițiat de Asociația Tășuleasa Social și a fost inaugurat în anul 2018. Demersul urmărește marcarea și amenajarea unui traseu turistic de aproximativ 1000 de kilometri, care pornește de la Putna, străbate Transilvania și se încheie la Drobeta, Turnul Severin. Mi-am dat seama că acest proiect poate să traverseze peste timp nu numai România, ci întreaga Europa și poate deveni un proiect de mare succes. Ceea ce vedem astăzi aici înseamnă că acest proiect poate să aibă într-un viitor apropiat tot ceea ce își dorește un astfel de drum. Nu se putea face decât într-o echipă, așa cum a spus și colegul meu, pentru că fără aportul Consiliului Județean, fără instituțiile subordonate Consiliului Județean, fără primari, și pot să citez aici primăriile de la Izvorul Bârzii, Cireșu, Izverna, Godeanu și Obârșia Cloșani, oameni care s-au devotat acestui proiect. E o bucurie și o mândrie să facem parte din acest proiect. Așa cum spunea și Alin, cred și eu, avem istoria aici, dar cred că prin acest drum, prin această deschidere, creăm istorie și sunt convins că Via Transilvanica va rămâne mult timp după ce noi nu vom mai fi. Pe lângă acest frumos slogan, drumul care unește, poate că în ultimii 30 de ani asta a fost unul dintre lucrurile care ne-a lipsit ca nație, ca popor, faptul că nu mai suntem uniți, parcă nu mai avem același sistem de valori. Pe lângă acest lucru, eu cred că acest mesaj pe care îl transmitem noi astăzi este unul de comuniune, de respect reciproc și de dorință de a lăsa ceva în urma noastră. Via Transilvanica străbate 10 județe, regiuni de mare importanță culturală, istorică și naturală, fiind în același timp un liant între particularitățile fiecarei zone.